Politehnica a pierdut 0-1 luni seară meciul cu Universitatea Cluj de pe Cluj Arena. Într-un decor pe care Timișoara doar îl visează, pe un stadion farfurie zburătoare, albvioleții au încercat să joace fotbal contra echipei cu cel mai bun lot și cele mai bune condiții din acest sezon al Ligii a doua, Universitatea Cluj-Napoca. Programarea partidei într-o zi de luni a cauzat un protest al celor două galerii. După o bară a lui Ionuț Plămadă în prima repriză, în minutul 53 s-a marcat unicul gol al partidei. Centrare de pe stânga, înaltă la bara a doua, Taub așează cu capul pentru accente, iar vârful transferat în această iarnă, fost jucător la albvioleții de pe vremea lui Marian Iancu, reia din 7 metri, nemarcat, în plasă. Poli încheie meciul cu doi juniori de 19 ani în teren, plus alți 5 jucători under 22. A decis până la urmă plusul de experiență și de valoare al jucătorilor de la U. Poli încheie primele două etape ale primăverii fără gol marcat, dar cu un punct din cele două deplasări. Acești băieți admirabili, jucători și suporterilor merită mult mai mult din partea unei Timișoare care nu le oferă mai nimic.